Băi, pisoiule, ce ești? Zi. Cum să spui că nu am dreptate? Deci? Că nu ești de acord, nu? În primul rând vorbeam de faptul că subiectul dintre noi nu l-am creat nici eu, nici tu. Și l-a creat Antoni. Dumnezeu. Nu, Antoni. În casă, atunci la fete, nu, noi am deschis subiectul, Antoni a creat tot subiectul, da? Păi nici Antoni. De ce? Antoni a pus o întrebare. Și de acolo au plecat toate discuțiile, de acolo au plecat tot, da? Nu, deci, a plecat, practic... de la răspunsul tău au plecat discuțiile. Vrei să facem reconstituirea? Fii atentă, reconstituirea este așa. Vreau Antoni să-ți iau părerea, că am și eu o părere. Vrei să o zici prima? Nu. Ok. Antoni ne-a întrebat pe noi dacă noi am fi afară, dacă nu știu, la un moment dat tu ai spus că eu știu ce n-a fost între noi sau ce n-a mers între noi și eu ți-am spus că da, suntem de aceeași părere, amândoi știm de ce nu a mers între noi și de acolo s-a creat toată nebunia, da? Deci n-a fost un subiect inițiat de mine să te iau la grădină, să-ți creezi eu ție vreo discuție cu cineva aici în casă, pur și simplu toate au venit natural, da? Așa. N-a avut nimeni niciun scop sau nu? Nu, dar nu am zis că a fost scopul tău. Da, dar nici că te-am lăsat așa ba, în aia. Da. Asta s-a întâmplat. Nu a fost scopul tău, băi, să fac asta. Nu am spus asta. Doamne ferește, stai liniștit. Okay. Nu te acuz de așa ceva. Okay. Nu. S-a ajuns la discuția care a fost. Da. Și eu aveam alte așteptări din partea ta. Nu vorbim de niște așteptări în sensul ăla amoros. Nu. Deci nu știu ce să-ți spun, Lenuța, ca să primesc un răspuns pozitiv. Spune ceva, știi? Spune vreau că... să mă mai duc până la Giulie să stau un pic cu ea, vă rog. Se poate? Spune că a fost noaptea asta lungă și că păi nu ți-a ajuns timpul. Știe, măi, omule, că a fost, dar dacă mă lasă, mă lasă, dacă nu, ce pot să fac? Bă, eu vreau să-mi facă Roberta puțină. Ceva. Ce să faci? Hai, Lenuța. O să vezi cum mă surâdă. Te rog frumos, lasă-mă să mă duc până la Giulie. Știu că am mai fost astăzi odată, dar... Dacă faci asta, e premieră. De 8 luni de zile de când sunt aici, n-am fost de 2 ori în casa fetelor. În acea zi. Sin. Lenuța, sunt foarte curios. Dar mie îmi dai puțin conexiune cu Roberta, că vreau să o rog să-mi facă ceva. O secundă, te rog frumos. Nu, vreau să-mi facă niște clătite din alea, bă. Hai, Lenuța, să vedem. Dai mamă, ce clătite pozitiv, face Roberta, ai nebunit. Beos. Serios. Te rog frumos, dă-mi un răspuns pozitiv. Mulțumesc. Wow! Ce zici? Ești nebun? Lenuța! Ai văzut șansa aia de 1%. Lenuța! Uite, lecție pentru mulți. 1% câteodată contează. La cine te-ai cerut? La Patrick și la Moldo. La Moldo era la baie, mă. Voiam să zic că m-am aprins pe conexiune pentru că am rămas cu niște frustrări, că între noi doi nu a fost ceva și... De ce, măi, la mișto? Eu chiar eram serios, de ce? Vrei să iau un braț, Moldo? Nu, serios. Ia un braț, te rog. La ce, măi, e la mișto așa? De ce, măi, e la mișto așa? Eram serios. Băi, dar de ce spui că trebuie să plec, că-mi iau pedeapsă? Moldo! Hai să zic așa nu am, bă, pe picior. Nu am hai să zic deci ceva pe picior de plecare, că dacă eu nu puneam punct, nici tu nu puneai niciodată. Cum ai putut să spui așa ceva, Virginia? Eu nu pot să cred, mă descalific ea. Lenuța, astăzi m-am asurtat cu părul tău. Lasă-mi, dă-mi și mie conexiune cu Roberta să-i zic să-mi facă și mie ceva. Te rog frumos, doar îi spun și închizi, atât. Face cele mai bune clătite din casa asta și vreau să-mi facă niște clătite din alea. Băi, îmi dai și mie să guși, bă. Bă, serios, face niște clătite, ai face nebunit. Clătite, m-a făcut curios ăsta. Ia zi, bă, știi ce clătite face Roberta? Ai... Fără ouă și fără făină, nu? Nu fără ouă și făină, mă, e la mișto. Păi da, mă, că face... Hai, Lenuța, te rog eu frumos. Dă-mi conexiune cu Roberta să-i spun. Te rog din inima mea, mă pun în genunchi. Vrei să mă pun în genunchi? Haide, mă, să vorbim noi doi. Să nu... Da, se aude Sebi aici de nu știu de el.
Te rog, unde frumos. Să stăm? Unde vrei tu, frate? Nu știu. Haide, pute, trageți unde ăsta aici, hai să stăm aici, să vorbim. Unde e iubita mea? Iubire, vreau să-ți spun că n-am mai putut de dorul tău și am mai venit odată. Da? Bine că te-a lăsat. Roberta? Alo? Ce? Ce faci? Te rog frumos să-mi faci niște clătite din alea, cum numai tu știi. Te rog din inima mea, fă măcar două, trei. N-avem cioco. Îmi faci? Ai ciocolată. Nu știu. Nu am ciocolată. Am, cred că e. Stai să mă uit. Și eu vreau, Roberta. Băi! Îți fac cu bacon. Nu mai faci trei din alea, mâncați-a sufletul. Da, am. Fii atent, lui Robi nu-i dai. Păi, dar ce tu mănânci, că nici tu mănânci, frate, dacă fii atent, nu îi le dai lui să mi le aducă. Nu. Vii tu. Bine. Ăla mi le mănâncă pe toate. Bine. Nu te atingi de nimic. Ai mâncat din alea? Ce facem? Hai, fă-mi și mie, te rog frumos, mulțumesc, mulțumesc, te iubesc. Dar am nevoie de ciocolată. Păi am aici. Păi adu-o. Vai, Lenuța, dacă mă lași să mă duc acolo să-i duc ciocolata, pe bune că mă pun în genunchi. Frate, ură, frate, cum? Mă duc să-i o duc și mă întorc, mă lași? Măi, e pâine peste pâine, cu ciocolată, ce arată urât? Hai, Roberta! Am nevoie de ciocolată, nu pot așa. Noi doi, Patrick, suntem prieteni, nu? Nu știu. Prieteni suntem? Ce suntem? Păi, nu știu, ce suntem? Prieteni. Nu-ți place ție? Nu mai știu termenii ăștia, dacă mai avem, noi mai avem pe aici, prin casă. Tu ai spus asta la un moment dat, de mine. Așa. Că suntem prieteni. Așa, ok. Frați, ce vrei să fim? Am cinci surori, te iau și pe tine, nu-i stres. Așa. Ei, din punctul ăsta de vedere, hai ca să zic mai... datorită faptului că suntem mai apropiați, okay. Da? Adică noi ne-am înțeles foarte bine, da. Eu am avut o altă așteptare de la tine. Okay. Ca om, nici măcar ca, ca o om. Posibilă... Am spus asta și în gală. Deci, într-adevăr, nimeni nu a sărit de aici din casă să-l oprească pe Robi. Dar nu am de la alții pretenții. Ok, deci tu aveai așteptări de la mine ca și coleg, nu ca și un bărbat care este interesat de tine. Nici nu ca un bărbat care este interesat de mine, dar ca un Eu bărbat. Eu cred că tu aveai așteptări ca un bărbat care era interesat de tine. Nu, din ca un mea. Bărbat și punct. Ok. Cred că un bărbat trebuie să... Indiferent de context și având în vedere că subiectul ne privea pe amândoi, tu ai afirmat de foarte multe ori că ai fost prins la mijloc. Da. Nu ai fost prins la mijloc. Bun, ne implica pe amândoi, corect. Ei. A început cu tine. Da. Și a continuat cu mine. Nu. Cum? Păi eu am lăudat marea noastră prietenie și după azi că eu nu sunt prieten și păi măcar cu Patrick. Păi lasă, Patrick, dar ce mi-a făcut mie în ziua Perfect. Aia? Perfect, poate abordarea lui a fost diferită față de tine. Nu, păi, asta zic, nu contează. Eu, un bărbat, din punctul meu Clar. De vedere, trebuie să protejeze o femeie. Clar. Ok, indiferent nu avem cine e o femeie, relație. Indiferent dacă e fost cuiva, indiferent dacă tot. Da. Asta este corect. Dar nu pe semne că eu nu valorez atât de mult pentru tine. Nu, e adevărat. Să-ți spun ce am avut de zis, iubire. Știi ce e foarte interesant aici? Că... unii nu înțeleg un aspect foarte important în tot acest proiect. Că emisiunea asta nu e numai despre un cuplu, despre iubire și așa mai departe. Că toate că se numește așa Casa Iubirii. Este și despre noi înșine, pur și simplu. Ceea ce mulți nu înțeleg asta. Pentru că aici ești pus în niște situații în care afară nu ai cum să fii pus. Uite, se întâmplă ceva, mai puțin potrivit să zic, afară, da, ai spus asta, bine, mă iau și plec. Da. Închid telefonul, mă iau și plec și îmi văd de treabă, da? Aici nu ai cum să faci asta. Aici nu pleci. Surpriză! Hop, cam a apărut! Ciocolată! Are băiatul, are! Ia vezi, Robert! Da.
Bravo. Și asta e un pic frustrant, că nu-și dau seama de chestia asta. Să vadă cum reacționează în anumite situații. Să vadă cât pot, ce pot, când pot și așa mai departe. Și după apar regrete că de ce n-am făcut altfel. Păi uite de ce apar regrete, pentru că nu știi cât poți, pur și simplu. Plec, trebuie să plec, că sincer te-aș fi luat cu mine, dar nu mor. Te iubesc. Te iubesc? Eu, te iubesc. Ești omul meu. Pa, plec, aș mai fi stat, dar n-am, că-mi dă pedeapsă. Nu-i dai lui ăsta să mănânce. Să dau să mănânci, frate. Lui huliganul ăsta să nu-i dai, că mi le mănâncă pe toate. Da. Pa! Aveți o stare. Da. Pa, Roberta! Pa, iubitul meu!